Duminică, campionatul Ligii A5 și-a disputat jocurile din cadrul primei etape ale play-off-ului și play-out-ului în toate cele patru serii. În Nord, echipele care au terminat campionatul regulat pe primele trei poziții în clasament au evoluat pe teren propriu obținând victorii pe linie. ASL Rești a trecut de Cimentul Valea Mare Pravăs cu scorul de 2-0 într-un joc în care gazdele au evoluat mai bine de 30 de minute în inferioritate numerică datorată eliminării lui Suseanu pentru cumul de cartonașe galbene. ASE Dragoslavele a trecut mult mai ușor decât o arată scorul 2-0 de ASE Godeni și confirmă forma bună din ultimele jocuri disputate, apropiindu-se la doar 4 lungimi de liderul incontestabil CS Rucăr în clasamentul play-off-ului. De departe, cea mai clară și categorică victorie au obținut-o rucărenii în jocul de acasă cu Partizanul Vlădești. Golgeterul Ligii A5-a, Marian Genaru, a oferit publicului spectator un adevărat recital fotbalistic, reușind un hat-trick pentru formația de pe primul loc, CS Rucăr. Rezultatele complete înregistrate în cadrul primei etape a campionatului Ligii A5-a, play-off și play-out, cât și clasamentele la zi în toate cele patru serii, sunt următoarele.